Se întărește în al 13-lea ceas pentru play-off-ul Superligii Ervin Oghenda, mijlocaș crescut în pepiniera PSG-ului, a fost prezentat oficial de trupa din Giulești. Pentru că era liber de contract, francezul a putut semna cu Rapid și după finalul perioadei de transferuri. Numit cândva de Le Parisien un talent de top într-o generație cu Coman, Martial și Rabiot, Oghenda speră să aducă în Giulești magia cu care a impresionat la botoșani. Mă bucur pentru că știu, e un jucător de mare calitate, are niște calități tehnice extraordinare. Sper să ne ajute să se integreze foarte bine în echipa noastră și să dea cât mai multe goluri și pase de gol.